Călătorie de coșmar pentru mii de turiști care au vrut să ajungă astăzi la mare cu trenul. Garniturile au înregistrat ore întregi de întârziere din cauza unui accident feroviar produs în gara Fetești. Două trenuri de marfă au deraiat după ce s-au ciocnit în zona depoului. Primele date ale anchetei arată că mecanicul vinovat de producerea accidentului era băut, alcoolemia înregistrată fiind de 0,40 mg per litru alcool pur în aerul expirat. Accidentul s-a petrecut aproape de miezul nopții. Unul dintre trenuri era staționat în gară, iar celălalt, care transporta fier vechi, a intrat în el. Acest tren marfar, care avea vagoane pentru transport de ciment, era staționat în gara Fetești și urma să plece către Constanța, moment în care a fost izbit puternic din spate de locomotiva aceasta, care avea vagoane pentru transport de fier vechi. Impactul foarte puternic a dus la deraierea mai multor vagoane. Primele date din anchetă spun că sistemul automat de siguranță de pe locomotivă nu a funcționat, pentru că dacă s-ar fi întâmplat acest lucru, trenul s-ar fi oprit, indiferent dacă mecanicul ar fi observat sau nu semnalul roșu de pe calea ferată. Locomotiva se oprește chiar dacă adori. Da. Dacă e instalația de siguranță, două instalații de protecție, dacă i-ai luat, din momentul ăla rămâne numai pe tine, deci asta, și tu dacă ai adormit, s-a întâmplat ce s-a întâmplat, dacă te-a furat peisajul. Așa tu dacă nu dormi și din 30 în 30 de secunde nu-i dai pedal, una din astea, și sistemul de induș care îți reduce viteza, la, mai ales că lui lătea deja, îl frâna, că avea tren în stație, îl frâna și în cel mai rău caz nu s-a întâmplat mai nimic, că îl frâna și atât, rămânea frânat. El a anulat, a avut anulat sistemul de induși, a avut DSV-ul, dispozitiv de siguranță și vigilență, anulat și a rămas numai pe el. S-a întâmplat ce s-a întâmplat. El a țipit, n-a mai avut semnalul și l-a luat de la spate pe ăsta, l-a luat din doi. În urma impactului, 10 vagoane și o locomotivă au fost distruse, șinele de cale ferată au fost rupte, iar linia de electrificare avariată. Vă puteți imagina ce forță a avut impactul uitându-vă la aceste vagoane încărcate cu fier vechi, care cântăresc fiecare în parte 40 de tone, dar și la felul în care arată în acest moment șinele de cale ferată. Pur și simplu au fost smulse de la locul lor. De asemenea, vedeți roțile trenului care au fost aruncate la metri distanță de locul impactului. Trebuie să luăm vagoanele prima dată. Prima operație, vagoanele, și după aceea să refacem linia. Cum a fost posibil să nu se știe că este un tren staționat deja în gară pe aceeași linie? Se face deja o anchetă și vedem, la sfârșit se va... O să... Cei care se ocupă de treaba aceasta cu investigarea, sigur vor afla adevărul care și ce s-a întâmplat, ce a făcut mecanicul. El a depins să oprească trenul. Și... Din cauza accidentului, trenurile de călătorie către și dinspre litoral au înregistrat ore întregi de întârziere. Acest tren Regio, care venea de la Timișoara, ar fi trebuit să ajungă în gara Fetești la ora 6:06, însă a ajuns în stație cu întârziere de 5 ore. Nevoie să aștepte în vagoanele fără apă și aer condiționat sute de minute și fără nicio explicație din partea personalului CFR, călătorii s-au revoltat. 16 ore avem de când suntem. Când trebuia să ajungeți la Constanța? Dimineața, la Costinești, azi dimineața la ora... La cât? La 8:44. Inadmisibil ce se întâmplă, nu? Vi se pare normal atâtea ore? N-avem apă la toalete, n-avem aer condiționat, murim aici copii mici. Unde mergeți? Da, să urcați la Costinești mergem, din Lugoș, de aseară de la ora 7:30. Sunteți cu copii în tabără? Cu copii da. În tabără, da, cu elevi, copii mici, de toate vârstele avem, bătrâni avem cu noi, toate vârstele, de la mic la mare. Și cum a fost călătoria? Astă noapte frig am înghețat și acum suntem acri. Să nu zicem puțin ahoit, acri. Câte ore are întârziere trenul până acum? Nu ne spune nimeni nimica, deși la televizor se spune că călătorii sunt informați, noi nu știm nimica.
Atât că a fost o deraiere și în rest nimic. La ce oră ajungem? Cât? Nu se poate. Cumpărăm, dăm banii pe bilete. Măcar să fim informați. Exact. Din gară în gară stăm câte jumătate de oră. Deci v-aș invita înăuntru să urcați să vedeți cum e. Nu pentru noi, copii. Câți copii aveți cu dumneavoastră? Suntem în jur de 100. Cu toții. Întârzieri mari au fost înregistrate și la celelalte trenuri. Să-mi dea banii înapoi. Am stat cu 2 ore jumate cu copilul. Am avut apa terminat-o fără aer condiționat. Absolut nimic. Să le fie rușine. Ei s-au îmbogățit pe banii noștri și vreau să umblu să-mi dea banii înapoi. De unde veniți, doamne? Din București. Merg la cumnata mea la Făcăieni. Și stăm între nimeni nu spune absolut nimic. Să le fie rușine la toți guvernanții. S-a întâmplat azi noapte și n-a venit nimeni să anunțe în București, domnule, nu mai plecați cu trenul ăsta că n-ajungeți la legături. Sau luați-o prin altă parte. Foarte cald și ne-a lăsat în câmp. Și de acolo v-ați descurcat prin mărăcini? Prin mărăcini, da. Specialiștii spun că remedierea situației va fi dificilă și de durată. În urmă cu o săptămână, un alt tren de marfă a deraiat tot în gara Fetești, perturbând traficul feroviar către litoral.